Salutare, oameni buni! Ne-am întors la Interviews for Hope, interviul pentru speranță la M9 TV România, televiziunea din centrul țării care ridică oameni și pe care îi face puternici, oameni care schimbă țara și de asta avem nevoie, nu? De oameni care sunt fenomenali. Astăzi povestesc cu un producător de film, Ovidiu Vasu, Ovidiu este un om care a încercat o grămadă de lucruri interesante și chiar va pleca cu un film de-a lui la Boston, în Statele Unite, să reprezinte România. Și vreau să uh, intrăm un pic în lumea asta a filmului și a, a muncii de producători de film, pentru că este o, o muncă foarte grea. Ovidiu, bine ai venit la Interviu am găsit și mersi de, de invitație. Ovidiu, le spunem, te rog câteva cuvinte de despre tine înainte de a intra în lumea asta a, a, a producției de film. De unde ești deloc și cum ai ajuns da. tu să faci film? Așa, mureșenii mă cunosc. Mă cunosc pentru că am fost implicat în mai multe activități, mm -hmm. atât cele legate de cinema, cât și altele sociale, politice și așa mai departe. Deci, nu o să insist prea mult, m-am născut aici la Târgu Mureș. Am urmat diferite domenii, și cumva soarta m-a dus în domeniul cinematografiei. Am tot acumulat, acu am acumulat în mai multe domenii, și o întâlnire, ca așa se întâmplă în viață, cu regizorul Alex Dăstoiu, la vremea respectivă, m-a făcut să, să merg într-o zonă prea puțin explorată de, de oameni. Adică, în perioada când eu am început să mă implic în cinema. Era vremea, îți spuneam că era vremea peliculei, încă de-abia apăruse prima cameră digitală și cumva am reușit să facem primul film 100% independent din România. La pe, România. Red... A fost, uh, pe Red One, da. Red One. Uh, a fost o realizare notabilă, practic am fost niște deschizători de drumuri, mai ales și în provincie, filmul se făcea doar la București și am reușit să facem primul film care pe care l-am lansat în cinema, care și-a urmat cursul, cursul oricărui film. Cum să nu? Cum, Billion Star Hotel. Nu știu, au fost mii de oameni atunci la lansare, în 2015 am făcut lansarea. Tot așa am avut premiera în Statele Unite, am avut norocul sau le-a plăcut filmul, a plăcut filmul unor festivaluri din Statele Unite, am și luat cel mai bun film străin la vremea respectivă. Deci pentru prima producție era prima regie, primul film ca și regizor pentru un lungmetraj al lui Alex Năstoiu. Și și eu eram la debut ca și producător și manager de producție. Foarte tare. A fost o realizare notabilă la vremea respectivă. După aceea am continuat, am continuat cu gândul, ne-am dat seama, bineînțeles am învățat foarte multe din proiectul respectiv, din, din proiectul acelui film. Ne-am dat seama că am făcut destul de multe greșeli. Eram extrem de entuziasmați. Greșeli nu neapărat la producție. Au fost și pentru și la producție anumite greșeli, dar alea să spunem că s-au mai rezolvat la montaj. Acum, tu știi despre ce și tu. Exact. Dar am mai mult când a venit vorba de promovarea filmului. Cinemaul nu este doar producem un film și după aceea ne bucurăm de el. Nu, ca să ajungă să se bucure de el mulți oameni, să ai audiență în România sau internațională și mai greu. Să distribuie. distribuție. Da, trebuie, e un întreg sistem, un întreg malaxor în care trebuie să intre filmul. După ce tu ai terminat filmul, poate durează și 2 ani până el să ajungă la publicul uh, spectator. Exact. Practic, tu ești entuziasmat că ai terminat filmul, ai terminat producția după care post-producția, ai făcut tot ce trebuia făcut în studio, ulterior și filmul ajunge probabil după 2 ani după o grămadă de pregătiri, un an, depinde ce noroc ai, poate multe producții sunt pregătite, au distribuitor încă din stadiu de preproducție, da. încă din stadiu de scenariu, da. au distribuitor. Adică își asumă mai multe entități uh, acel scenariu și după aceea uh, el ajunge să aibă un traseu uh, un traseu de distribuție. Vorbim de cinema, vorbim de festivaluri, în primul rând, de cinema și de, uh, și de mediul online, ca acum este foarte la modă mediul online. Eu am făcut, ca să reușesc să fac producție de film, am, eu sunt jurist și economist de meserie și a, aplic, am aplicat foarte multe proiecte ca manager. Și atunci, managementul de producție de cinema este cumva asemănător, este ca un oricare alt management. Singura mare diferență este că întâlnești uh, multe tipologii umane, este ca o fabrică în care sunt uh, tot felul de uh, meserii. Și atunci trebuie să știi să coagulezi, trebuie să știi să-i pui pe acei oameni la oa o la altă, să fie atenți la ceea ce creatorul, să zicem, scriitorul regizorul, fi, dar și regizorul ulterior vrea de la cei oameni și tu să reușești să-i coagulezi, să-i aduci aproape de proiect și să pună suflet. Că asta e foarte important. În artă, fără, fără suflet, fără să... Crezi o echipă? Să, da, să crezi o echipă care să vadă luminița de la capătul tunelului, este foarte greu să iasă un produs de calitate. Exact. E, eu cred că, din experiența pe care am avut-o, am reușit în mare măsură să, să fac asta. Și atunci am reușit să fac două filme independente, fără finanțări de la CNC, fără finanțări din, de la marile studiouri din, din America sau mai știu eu ce. Am făcut primul, a fost pe baza unor sponsorizări, da? o sumă importantă am strâns ca să reușesc să fac primul film. Mureșeni știu, comunitatea de aici știe, pentru că a fost un mare eveniment la vremea respectivă. Și al doilea, am avut marele noroc și inspirația lui Alex Năstoiu și colegii care l-au ajutat la script, la scenariu, să avem un scenariu extrem de atractiv, unic, cumva, un scenariu care să care să atragă, să-i atragă pe oameni, să vină aproape de, de proiectul ăsta. Și atunci am reușit uh, să cooptez aproape 30 de coproducători, de companii, entități fizice, juridice, din zona filmului, care să vină uh, pe, spre, voi. spre noi. Da. Și atunci fiecare au drepturi din uh, produsul final, drepturi din producție, uh, drepturi de autor. Și așa am reușit în final și, bineînțeles, cu ajutorul Partenerilor noștri importanți, cum a fost Azomureșul care ne-a pus la dispoziție pentru aproape un an de zile fosta fabrică de, pe, de pelicule a Azomureșului, care a fost pentru noi esențial, am transformat practic tot ce era acolo, în Ea era, era în conservare la vremea respectivă. Noi, în 2017, pe noiembrie, am filmat. La și un an de zile am pregătit practic o foto pentru ea fiind în conservare, fiind închisă fabrica cu mulți ani. Da, da, da. Și a fost fascinant. Și ce am găsit acolo, ca și uh, potențial filmic, să zicem așa. Și după aceea, noi am transformat și le mulțumesc colegilor de la, de la partea de production, design, să zicem, scenografie, recuzită, costume și tot ce a însemnat, textura, imaginea, așa cum mi a arătat acum la Secretul insulei Pinap, colegilor noastre, le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut în acel an de a transforma Uzina foto în, în studiouri de film. Practic, este cel mai important parteneriat pe care am putut să-l semnez de când produc filme, cu toate puse cap la cap, filmul poate să ajungă undeva la aproape 2 milioane de dolari buget, puse cap, toate aceste servicii puse cap la cap, și atunci eu spun că este un film serios, destul de, da, cu un buget destul de serios. Pentru România sunt mulți. Încă o dată spun, ne-a ajutat foarte mult, ne-a ajutat foarte mult scenariul. Și asta se și vede, că acum... Și networking uh, Și networkingul pe care l-am creat și înainte de Billion Star Hotel, dar și după, după ce am făcut după ce am făcut primul film. În America de se cam... spune că important is not what you know, it's who you know. Nu ce știi, pe cine multe ori, știi. Da, nu? da, bineînțeles. Ce e în America nu prea funcționează în Europa, bine și asta înțeles. cred că tu știi foarte bine. Da. Uh, America e țara tuturor posibilităților. Îmi place în America sau îmi place la sistemul american că dacă încă din cele mai vechi timpuri ei, dacă au reușit să, adică au atras un om de valoare, un om care produce ceva, chiar l-au valorizat. Adică ei, lui ca la noi, că oameni, sunt oameni care sunt valoroși, care produc, care fac lucruri deosebite, care sunt ținuți în umbră. În Europa se întâmplă chestia asta. Ei, în America, în Trist. momentul în care ai ieșit cu ceva care place sau care are valoare, certă valoare, ți se pun în valoare. Ți se te pun în valoare, ți se recunoaște valoarea. și Asta am observat, asta am observat la sistemul american, ce obțin la cinematografie. E o chestie de sistem e o chestie umană? E o chestie strategie de țară. Deci America așa s-a format. Și asta e în ADN-ul lor. lor. Deci ei nu se formau ca națiune dacă nu se întâmpla lucrul ăsta, pe toate domeniile de activitate. De asta de asta au reușit, de asta sunt cea mai mare putere mondială, pentru că, până la urmă, omul face diferența. Oamenii sunt cei care. Și ești care lăsat aducă, în pace să te dezvolți. Ești lăsat să te dezvolți. Bineînțeles, bine, există un anumit control ca în orice țară, că nu, altfel ar fi anarhie, dar, dar dai e, da, e important, ai șansă. Și, cum să spun? Sistemul european de cinema, care cumva se bazează pe fondurile de la stat, mult stat fondurile sau televiziuni de, de stat, exact. Exact. atunci cumva e viciat în sensul ăsta, pentru că sunt apreciate, în special cu prioritate, producțiile finanțate de state. Clar. Da. Și asta cumva, asta nu spun că neapărat e o prostie, dar dacă s-ar finanța mai multe producții, atunci uh, s-ar ajunge că mai, mul mai mulți autori să poată să fie apreciați zic, în Europa. zic, în fiecare an ar trebui Dar să fie. Dar sunt limitate numărul de fac, facă, mea. Sunt limitate numărul de finanță. De ce să dă, de exemplu... Apropo, că ai adus da. discuția asta, că tot alte producții să facă. Bineînțeles, să se dea asta ar fi șansa ideal. tineri, normal. Uh, ar putea să se facă. Ar putea să facă alte producții dacă regulile de finanțare s-ar schimba și un pic uh, ar fi impulsionați uh, tinerii creatori. Și uh, nu am fi puși în situația, de exemplu, noi de 10 ani, mai bine de 10 ani muncim, să ne facem un portofoliu suficient pentru a fi eligibil la finanțări. Deci eu a trebuit să fac al doilea film de lung metraj uh, independent, 100% independent, ca să reușesc să am un uh, punctaj suficient de mare cât să pot să accesez pentru următorul film de lung metraj uh, finanțări din România, de la de CNC ce, sau ce, așa da. mai departe. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Și... Cum să zic, nu e nu e chiar simplu. Adică, noi suntem perseverenți și ne, ne luptăm de foarte mulți ani. Că am avut ficat. Da, dar da, e greu. Dar e și foarte eu. greu pentru. Cât, sunt foarte mulți creatori de conținut video de cinema care ar putea fi creatori de cinema, care au și școală în domeniu, și -s -s care sunt buni și cumva sunt opriți în demersul ăsta al lor de a, de a produce din cauza. Unor lacune de sistem. Asta e părerea mea. Exact. Ei, noi am avut norocul să putem să facem asta. Trebuie să recunosc cu Alex Dăstoi împreună. Avem o companie, suntem o forță. Acum ni s-a atașat și soția lui Rina Gri, care, e este, rusoică, chiar, nu? Da, care este chiar rolul principal uh, din film. E o poveste interesantă. A da. venit pentru aventură în România, da, da, da. a rămas pe aici. Păi, nu. Povestea <laughs> lor. Nu, noi am început cu PINAP, cu Secretul insulei PINAP. Uh, de fapt, Prima dată, hai să vorbim cu începutul, să, să începem de la început. Începem să Prima vorbim dată despre noi, despre, noi, despre noi, am fost, noi am fost, cu primul film la proiecții okay. în toată țara. Da. Am avut avam premiere, am avut uh, proiecțiile în cinema cu Q&A-uri uh, la fiecare uh, la fiecare proiecție și am sesizat cu Alex între noi s-a creat o legătură, cumva și spirituală, așa, adică ne înțelegem foarte bine și am observat, am sesizat o sensibilitate a femeilor, o sensibilitate a doamnelor la ceea ce noi facem. Și asta cumva, coroborat și pe o poveste de-a mea personală, Alex, noi ținem foarte mult unul la altul și mama mea a avut niște probleme de depresie da? și o boală care, nu știu cât, încă în România nu e suficient recunoscută, să zicem așa. E înțeles, da. Încă foarte puțini oameni o văd ca pe o boală. Depresia chiar și este o boală. Caută, și mulți caută în tot felul de locuri ciudate să se vindece. Uh, Cu... Mulți caută sau nu caută, sau, sunt, gurus, nu sunt, sau... sau nu sunt înțeleși de familie, exact. uh, încă e văzută în anumite medii sociale ca un moft, și na, nu, încă avem de lucru Apropo, da. interviul pentru speranță. Se potrivește perfect filmul, adică ceea despre da. ce vorbim cu cum se numește titlul emisiunii Dar îmi place și subiectul, pentru că eu vorbesc și, mult pe partea asta. Da, humană. și hai să spun ce, ce s-a întâmplat de fapt. Alex, noi cumva ne-am inspirat unul pe altul și el a început să, să se gândească din experiențe noastre cu femeile, cu doamnele, la lansarea celuilalt film, Adică, efectiv, ne, -au bucur... ne -au... femeile, în discuțiile cu ele, ne-au bucurat sufletul. Au văzut filmul, în... au simțit exact ceea ce noi am vrut să transmitem, ce Alex a vrut să transmite și eu, bineînțeles, acolo. Eu sunt genul de producători care sunt aproape de regizor tot timpul. Nu îl influențez, dar tot timpul mă întreabă, adică așa lucrăm. Și i-a venit ideea să scrie textul ăsta, am rămas uimit când am văzut primul draft. Un fel de sinopsis. Nu, un prim draft. Un draft. A fost o primă poveste, să uh -huh. zicem așa, despre ce și cum e vorba. Și un pic mai lung decât un Și mișcat și de povestea și a mamei mele, mișcat și de ceea ce am simțit noi în relația cu femeile când am, când am văzut Și a scris, realmente, un, un scenariu minunat. În care Des se vorba despre problemele... De, sufletești psihice ale femeilor. Despre, despre asta este, de, de fapt, un film. Așa el, ca sinopsis, o să, o să vezi... Extraordinar! E, ca sinopsis apare că e o, un personaj, alesia care se trezește într-o fabrică părăsită și, la un moment dat, o organizație, Crainicul fabricii, spune că ai fost selectată pentru, pentru ca un concurs, cum să zic, îi se dă o, cum, cumva o, o responsabilitate foarte mare, planeta va dispărea din cauza unui virus letal, <laughs> și <laughs> trebuie, tu trebuie să treci peste anumite niveluri astfel încât să faci o echipă care să populeze o insulă. Ideea care -i? Noi, Alex, Dăstoi a scris înainte de pandemie textul. Noi am filmat înainte de pandemie. Cumva e premonitoriu tot ce s-a întâmplat. Deci, extraordinar, da, excelent. Și da. deci filmul are mai multe straturi. Cumva, Vizionar. în principal, este vorba despre o inteligență artificială, eu spun în mare, uh -huh. da? o inteligență artificială e o viziune pe termen lung, să zicem așa, care se conectează creierul uman cu o stare hipnotică a unui personaj, a, unui, a unei femei, că aici okay. vorbim despre femei. Uh -huh. I se induce o stare hipnotică, și în starea respectivă ea intră într-o lume virtuală. O lume virtuală construită special pentru ea, pentru subiect, pentru femeia care. Ca să fie salvată tratează. cumva? Ca să retrăiască momente din viața ei, ceea ce a făcut o să ajungă depresivă, că practic despre asta e vorba. Noi cum ajungem depresivi? Ajungem pentru că de când ne-am născut până la zi, până la momentul instalării depresiei, avem diferite episoade în viață. Speranțe. Diferite episoade, diferite situații, diferite întâlniri, care ne macină și care ne fac să... Nu de fiecare dată, de, de foarte puține ori întâlnim doar idealul în viața noastră. Și atunci dacă la un moment dat nu știm să gestionăm anumite momente din viață, putem să ajungem în niște forme de dezechilibru care se ducă la anxietate, la depresie și așa mai Clar. departe. E... Și atunci, pornind de la ideea asta, uh, 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 scenaristul și regizorul Răstoi a zis mă, haideți să vedem, în viitor e posibil așa ceva? Te conectezi la un computer și să intri într-o lume virtuală, subconștientul tău să intre într-o lume virtuală și uh, să retrăiești și acum să faci altfel de deci să, să terapie, terapie, terapie de fapt. Trăiești momente din viața ta, dar efectiv acum le, le abordezi altfel. Când ieși din, din, da. din zona asta hipnotică să fii cât tu și de cât vindecat. Exact. Și atunci ce se întâmplă? De asta filmul e science fiction, pentru că până la urmă Tare. acest personaj intră în lumea respectivă. O clinică de fapt, extrage informații, extrage informații de la de la de la fată într-un anumit, într anumit interval de timp, și toate aceste informații puse cap la cap, acea inteligență artificială creează scenariul. Lucrul ăsta, poate peste, nu știu, 50, 100, 200 de ani, este va fi real... posibil. Poate, poate va fi posibil. că De asta se fac filme science fiction, că în ideea că poate se vor și realiza anumite lucruri. Pe multe de acum 50 de ani se întâmplă acum. Da, că... și eu sunt adeptul inteligenței artificiale, eu, și cred, eu că, sunt. Cred, cred că este în avantajul omenirii și cred că tot ce s-a creat, tot ce a creat omenirea, a creat în folosul ei. Eu, asta, asta e opinia mea. Mulți sunt negativi, se duc în zone apocaliptice, spun că, domne. Eu ce cred ce exact vre? la fel ca tine, da? da exact, eu, exact. eu așa cred. Și atunci a, e, mi s-a părut genial abordarea. Plus de asta, e și un subiect foarte. Foarte la modă, pentru că toată lumea vorbește acum despre. Da, partea e, e, e un subiect la modă. Da. Omul e lovit din toate părțile și, și mulți nu pot să-și țină acest echilibru. Chiar da, că... uite, chiar am fost la CAN anul ăsta, la Marșediu Film, am avut o prezentare a filmului pentru industria filmului de acolo și uh, foarte multe filme, mai ales uh, industria americană a venit cu foarte multe despre AI. Deci nu întâmplător, cumva noi ne-am pliat, pe, de exemplu, anul, anul ăsta... A fost cumva, cumva perfect pentru, pentru filmul nostru și cred că nu e o întâmplare și că am fost selectați la, la 49-a ediție a Boston Sci-Fi Film Fest, care e cel mai vechi festival de science fiction din America. Wow. Uite, yeah. am avut interviu cu Marius Stan, fizician, expert în AI, care mm -hmm. actor român care a jucat în Breaking Bad. Nu știu, mm -hmm. ai văzut Breaking Bad, uh, serialul? Nu, nu, nu l-am văzut. Da, nu, și... nu mă prea uit la seriale. Am să-ți trimit interviul da. să-l vezi. Da. Exact despre asta vorbim și și cu Gia Mureșan, producătoarea româncă de la Paris mm -hmm. și e foarte interesat în AI. O să-ți da? da, dar e foarte la modă povestea asta. Păi e la modă pentru că până la urmă ăsta e viitorul. Ăsta e viitorul și vrem, nu vrem, vom fi cumva, parte din, din toată treaba asta. Te uiți la Elon Musk, te uiți la, uh, la Harari, la, la toți mari da. vizionari și vorbesc chiar de o, la un moment dat de o contopie între om și AI și asta se va exact. face în curând. Da, asta, nu știu cât de curând, pentru că, Următor de exemplu, 50 apropo de, ani. de subiectul nostru, um, pro probabil va fi cel mai mare pas să ajungem să, ca uh, o formă de. un computer, o formă de inteligență artificială complexă, da care e stocată într-un computer sau un, într-un mega computer, să-l se lege de creierul uman. Pentru că conștiința, aici e, aici e chestia, Bă, noi cumva e con conștiința este ceva cumva divin, care au legături și cu Sufletul Omului și așa mai departe. Și asta, asta era, până la urmă, marea miza a omenirii. Noi cumva am încercat să arătăm. Uite, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, uite care ar putea fi unul dintre avantaje. Starea asta de anxietate din societate, că există o stare de anxietate și toată lumea, a devit toată lumea, unii dau vina pe social media, chiar acum am, am văzut că luau la, trăgeau la răspundere în Congresul American pe Mark Zuckerberg. Facebook, da. Da, pentru Facebook, instagram -ul, TikTok, -ul, nu știu, vreau. transmite anumite lucruri, provoacă anxietate la generația tânără și așa mai departe, deși astea sunt lucruri realizabile, se pot uh, face cu niște uh, update-uri și așa mai departe, adică mi se pare puțin exagerat. Eu, eu, eu cred că până la urmă uh, omenirea va îmbunătăți această relație cu tehnologia din ce în ce mai mult Bineînțeles. și în final, chiar dacă sunt și părți negative acum. În final se va ajunge la situația în care ne vom folosi de această inteligență artificială să că ne fie mai bine, nostru. Să ne fie mult mai bine. Și eu așa da. zic, pentru că uite, am avut da. un interviu cu un teolog și ne-am întrebat „Ce, cum puteți să explicați spiritualitatea cel mai simplu. Și mi-a spus așa, Cornelius, spiritualitatea este echilibru. Dacă tu ca om ai capacitatea de a ține un echilibru cât uși de cât, în toate, sau știu eu un da. echilibru cât mai, uh, mai bun în lucrurile care le faci, te poți considera un om spiritual. Exact. Și așa și e. Așa Dacă este. te gândești, adică deci e foarte Tot normal. dozat astfel încât să fii într-un echilibru Deci constant, poate voi a descoperit un fel de nou, nouă spiritualitate cu povestea asta. Da, eu o, o combinație. <laughs> și nu întâmplător. Uite, de exemplu, filmul mai, are, filmul mai are niște elemente de noutate. Eu Cred, nu știu, cred foarte mult când faci ceva, hai vino cu ceva nou, dacă Clar. ești creator de conținut Clar. De video. Tot, toată lumea vrea deci să facă. Ceva încearcă nou. să faci ceva nou. Și noi avem niște elemente de noutate. Eu cred că Alex a reușit și noi l-am urmat cu succes și am reușit să facem împreună ceva notabil. Atât ca imagine, știi, Lulu de Hilerin e directorul de imagine și Mă bucur că, că l-am cooptat pe Lulu pentru filmul Cu, ce, cu ce, filmă ce ați filmat? Spre... Cu Ari Alexa am filmat. Cu Ari Alexa, cu Ari Alexa da. Uh -huh. Câte ați avut? Una Și... sau ați avut două? Nu, nu, o singură cameră. Am avut o singură cameră. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Și ce e foarte interesant că Alex a reușit prin regia lui să comunice direct cu publicul, direct prin personaje. O simplu, un simplu tertip Că Acum dau din casă, să-i fac pe oameni curioși să meargă la la oameni să vadă film. să filmul. Vadă film, da. Va apărea în cinema asta la finalul anului. Mm -hmm. Mai întâi o să mergem prin festivaluri. Practic, fiind vorba despre femei, în fiecare încăpere sunt oglinzi. Și femeia, acolo unde sunt oglinzi, femeia, de obicei, are tendința să fie atentă la frumusețe, să fie atentă la la luc, la cum arată și așa mai departe. La. Și în permanență sunt cu ochii în oglinzi. Dacă te uiți undeva unde sunt mai multe femei, o să vezi că ele instinctiv cumva se uită în oglindă. E ceva, e un instinctul femeii asta. Și sunt foarte atente la propria imagine, la frumusețe, la cum arată. Clar. Asta este un element cheie și în Pinap, în secretul insulei Pinap. Este unul dintre motivele depresiei la femeie. Sunt ea, femeia. Obsesia tre asta cu imaginea? Tre da, poate să fie unul dintre motive. Pe care Alex îl tratează foarte frumos și se duce și mai departe cu o interacțiune directă cu publicul, adică, să zicem, acolo e oglindă, da? E o oglindă sau acolo e o oglindă. Și eu mă uit în oglindă și te văd pe tine în oglindă, da? da? Camerele, toate camerele, ca sunt poziționate în spatele oglinzilor, ca și cum. Ele se uită în cameră de fiecare dată când se uită în oglindă. Și sunt niște dialoguri extraordinare între ele, între personaje, personajele din film, pe tot parcursul filmului, care sunt extraordinar gândite. Pur și simplu transmit un mesaj publicului spectator, uitându-se în ochii publicului spectator. Excelent. Adică Excellent. a introdus această latură educativă, această latură de terapie. Pentru publicul, spectator, uitându-se personajul în ochii lui și având și alibiul că se uită în oglindă și își face părul sau mai știu eu ce altceva. Deci este, este, ideea a fost extraordinară și cred că e o noutate în cinema chestia asta și o să vezi, de-abia aștept să se vadă filmul și sunt curios uh, ce opinii vor fi în sensul ăsta. video. Uh, de ce actrița principală e rusoaică? A fost foarte greu, Alex Năstoiu, eu, eu prea puțin am participat la procesul de casting. Noi avem cum a ajuns -o, Rousseau? Noi avem niște lucruri clare. Alex Astoriu se ocupă de partea artistică și mă întreabă, acolo unde are dileme, și eu de partea de producție, de management de producție, partea tehnică și așa, și să asigur totul pentru artiști și, să organizez pe el toată El se ocupă de artiști. Și de acolo, e, eu, sincer, n-am intervenit deloc la casting, niciodată. A fost foarte greu să găsească o actriță care să arate și foarte tânără, dar să aibă și o experiență foarte mare. Uh -huh. Filmul fiind și în limba engleză, era un challenge și pentru noi. Trebuia să găsim niște actrițe cu un accent bun, trebuia să, care ea trebuia să. personajul principal trebuia să fie fragil, trebuia să fie. trebuia să aibă anumite anumite caracteristici. Poate și bine că au un pic de accent. Și pe ea a găsit-o. Alex Zăstoiu urmărește foarte, foarte multe filme. Noi avem undeva 200 ceva de filme în festival, în Short To The Point. Și el este omul principal care vede filmele și a văzut-o, pur și simplu, într-un film aflat în, la noi în festival. A văzut-o și a contactat-o. Da, Bine, a văzut sute de actrițe. Da, sute da, de da, de da, actrițe. Da, da, da. Și s-a părut cea mai potrivită, a contactat-o. Nu știa Alex la vremea aia că nu a făcut mari research. Până la urmă, artiștii, ok, de ea am nevoie, încerc, fac tot posibilul să o am pe ea. Uh -huh. Cam asta a gândit el. Uh -huh. Și niciuna, nici nici a căutat-o, cum o cheamă, s-a uitat pe ăsta, i-a scris, i-a scris, uite, sunt regizor din România și, uite, am un rol, îți dau niște texte, te rog, uite, te uite despre ceva. Și Rina a fost fascinată, a fost fascinată, pur și simplu, de, de și femeie. de poveste. A fost fascinată de poveste, i s-a părut că e ceva extraordinar. Nu, serios. Wow, și, tari. deși ea avea la agent la vremea respectivă, Rusia nu era în război, era una dintre cele mai importante actrițe din Rusia la vremea respectivă. Uh, juca în cele mai importante seriale. Da, deci era o figură importantă în cinema din Rusia. Deci importantă. Dar a fost, i-a plăcut foarte mult uh, textul și ne-a răspuns, a zis că vrea, i-a răspuns lui Alex. Alex a dus la Moscova să discute, deja scrisese și mai mult. S-a uh, dus să discute despre text și a acceptat textul. Tec, uh, textul au repetat mult pe Skype, au uh, vreun an și ceva, cred că. Da, și... Lumea trebuie să înțeleagă că producția unui film este extraordinar de grea. Da, e foarte greu. E pre... Sunt mulți, foarte, foarte producători de film da. și... Mai ales la lung metraj și groaziune e foarte mult, da. <coughs> nu zic că documentarele sunt, că depinde de film și documentarele Și nu banii, banii sunt cei mai da. importanți. Adică sunt foarte importanți, dar... Nu doar bani, totul e greu. Da, totul e totu greu, într-adevăr. E și așa a convins-o pe Rusuica, pe, pe Rina, da, și a uh... adus o pentru o aventură. Uh, nu, nu, nu. Atunci când nu era război, când a nu era război, okay. nu era război. A putut să vină, a venit fără probleme, a avut pretenții normale, un asistent rulotă și așa mai departe ce era nevoie pentru ea ca să aibă starea psihică să ducă, să ducă proiectul timp de 20 de zile ne noi pentru filmare. Așa și uh, a venit și cei culme s-au cunoscut cu un an și ceva înainte, dar nu s-au îndrăgostit decât, adică s-au îndrăgostit treptat, deci, de, de, efectiv da, Alex dar la filmări și... nu erau împreună. Deci s-au terminat filmările și au trecut trei săptămâni și au comunicat și ăsta a fugit în Rusia direct. A fugit la Moscova. Asta a fost povestea, a fost timp Deci pe lângă faptul că s-a făcut un film, s-a născut și o poveste, da, și o dragoste. poveste. Da, și sunt soț, și soția acum. Ea a venit pe la Revan. Au erau era în Moscova. Și acum unde trăiesc? În București. În București. Da, da, trăiesc în București. Hai da. după pauză, Ovidiu, să continuăm uh, fascinanta poveste a povestea filmului vostru și să le spunem oamenilor mai multe secrete și abia așteptăm să vedem filmul. După pauză, oameni buni,